Dragii mei, ne aflăm în mănăstirea Marea Lavră, cu ajutorul lui Dumnezeu. Aceasta este o icoană care se numește Împușcata, la una dintre ele Sfintei Mănăstiri. Iubiții mei, când au venit să prade Sfânta Mănăstire, unul dintre turci a scos pistolul și a tras trei gloanțe. Unul îl vedeți în scaun, în stânga, pe scaunul pe care stătea Maica Domnului. Al doilea este în Maica Domnului, în piciorul ei drept, dacă privim din spate, și unul în pântecele Mântuitorului. Când a tras în Iisus Hristos, glonțul s-a întors înapoi și el a murit pe loc. Iată, se confirmă, se adeveresc cuvintele din Sfânta Scriptură, Galateni 6:7, Dumnezeu nu s-a lăsat batjocorit. Iubiții mei, Sfintele icoane, mare putere, mare nădejde, mare credință ne dau nouă când privim aceste chipuri sfinte și mintea noastră e la Dumnezeu. Maică prea sfântă, prea curată, pururea Fecioară Maria, roagă-te la Fiul tău și Dumnezeu nostru și pentru noi păcătoși, acum în ceasul morții și în ceasul judecății noastre. Amin. Maică prea sfântă, prea curată, pururea Fecioară Maria, roagă-te la Fiul tău și Dumnezeu nostru și pentru noi păcătoși, acum în ceasul morții și în ceasul judecății noastre. Amin. Maică prea sfântă, prea curată, pururea Fecioară Maria, roagă-te la Fiul tău și Dumnezeu nostru și pentru noi păcătoși, acum în ceasul morții și în ceasul judecății noastre. Amin. Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-ne și mântuiește-ne pe noi păcătoși și robii tăi.